plecați, ne bucurăm când veniți și pe tot parcursul celor 4 ani încercăm, sau cel puțin încerc, dar cred că și colegii mei fac același lucru, să vă imprimăm respectul față de corectitudine și față de tot ceea ce vă înconjoară. Am încercat în acești 4 ani să vă asigur minimum de cunoștințe, cel puțin din punct de vedere matematic, care să vă asigure pentru mai târziu un parcurs fără probleme. Vreau să vă spun că sunteți niște copii minunați. Am simțit că totdeauna mi-ați răspuns fiecare în măsura în care a putut. Există niște gene care sunt cuvântul. Dar am simțit în fiecare moment că faceți tot posibilul ca să răspundeți așteptărilor. Ați fost și mai sunteți vreo 30, așa se spune. Așa, o clasă la care am venit cu mare plăcere, cel puțin în ultimii 2 ani în care, să zicem că v-ați înțelepțit, da? M-am simțit dorită la clasa voastră, m-am simțit apreciată, am simțit că atunci când vorbesc, vorbesc pentru cineva și cuiva îi trebuie ceea ce... Asta vreau să vă spun, să vă spun regulile. Așa se întâmpla și cu banii eu. Adică, închideți telefoanele de jos. Ca să vă scurtez, deci trebuie să-l dau utilitate de clasei mele, dar dacă n-ar fi fost clasa mea, ar fi fost clasa favorită. Vreau să mulțumesc domnului diriginte pentru sprijinul acordat în acești 4 ani. Am simțit sprijinul dumneavoastră totdeauna în spate, am simțit că sunt susținută și relația de comunicare cu voi a fost de cele mai multe ori înlesnită de către dumneavoastră. O să ne lipsiți, sperăm să veniți, să ne căutați, să ne vedeți, să ne cereți sfaturi dacă credeți că aveți nevoie de sfaturi. Și să știți că, cel puțin din punctul meu de vedere, aici veți avea întotdeauna un sprijin. Vom fi în continuare pentru voi, chiar dacă voi nu veți mai fi în școală. Vă urez să aveți toate cele bune de acum încolo, să treceți ușor peste examenul care vă așteaptă. Sunteți niște copii buni, sunteți niște copii deosebiți și sunt convinsă și voi trebuie să vă doriți și să luptați ca lucrurile să fie foarte bune. Vă mulțumesc pentru acești 4 ani, pentru orele petrecute. Cine scuzați? Nu plângeți! Nu să plâng nicolo, că dacă plânge acum ar fi Haideți, mă, și tot ce mai înainte.
Dar pot și mai mult. Plânerea e cam mare.
Liniște, mă. Florin, mai mințim când ai putut în timp la o altă zi, nu? E cu zi pe părinții tăi. Totuși avem 18 ani, nu trebuie să, la vârsta asta, să mai minți. Până abia acum e viața mea, până aici a fost apă de ploaie și mai minți. Deci cu minciuna mai... Bravo, Florin! Ionescu? Ba, Florin! Ai învățat bine. Ne-a ajutat foarte mult. Și aș vrea ca ceilalți să luați un exemplu de la el, că el a sărit la toate acțiunile noastre, inclusiv părinții lui. Dar să te mai adun, că ești puțin împreștiat. Mariela Mona. În clasa a noua, te vedeam deja șefă de promoție. Te-ai lăsat pe Tângean, deși la ciclă acordabilitate, eu zic că te-ai descurcat foarte bine. La facultate să nu faci greșeala care ai făcut-o la aplicție. Încep foarte bine și termin printre codaș. Nu printre codaș, nu știu chiar la coadă, dar aș fi putut să fie. Pe viitor, să lași șocul mai mic. Aici e pierdut. Îți spun sincer. Profesoara de matematică. Roxana Muraniu. Ai învățat în clasa a 9, ai fost pe locul 3. În clasa a 12 ai ajuns printre ultimii 3. E frumos așa ceva, un copil care poate. La facultate sau unde te duci mai departe, încearcă să nu mai repeți. Și ai gura cât o șură. Deci ar trebui să te mai temperezi. Hai de pierdut pe chestia. Bravo, Rosi! Elena Măzdrag, ai învățat bine. Ai fost una dintre elevele foarte cuminți în cei 4 ani. Ai, e bine câteodată nici să fii ca ele, dar să fii mai îndrăzneț. Militaru. Ai fost o fată cu minte, dar te-ai machiat în cei 4 ani, cât ai putut. De exemplu, acum ești frumos machiată, dar ai venit în... În unele zile, prea exagerat. Tu ești frumoasă prin anumit. La 18 ani nu poți să fii. Nu e nevoie să te vopsești așa strigări. Ia-ți Mirela. Eu primam? Lasă-o pe frate.